De fapt, oamenii ăștia, pe fonduri europene, pe proiecte europene, nu mai au banii de cofinanțare. Și atunci n-au putut face altceva decât să reducă bugetele pe anumite lucrări de investiții pentru a putea să completeze în altă parte. Și o să vedeți, și o să vă dau aici, o să aveți și tabele astea, să vedeți unde s-au dus banii. Au luat din stânga și le-au trimis la domnul Dragnea, la domnul Adomniței și Nichita și unde mai avem și la Vrancea, Bacău și Giurgiu, unde domnul Hebrenciuc și Optișan sunt tatorii zonelor de acolo. În ceea ce ne privește, și e un lucru foarte important, s-a făcut o rectificare negativă pe tronsonul de autostradă Lugoș-Deva. Știm foarte bine că acest tronson de autostradă este legătura între Sibiu și Nădlar. Face parte din acele patru tronsoane de autostradă care leagă centrul țării de granița de vest la Nădlar. Ori, sigur, pot fi terminate două sau poate trei, dar nu e finalizat întreg tronsonul de autostradă. Iar domnii Ponta și Antonescu, din suma aprobată de 962.062 lei, au rectificat în minus cu 267.711.000 lei. Deci au luat 267 de milioane de la această, din 962 de milioane, 267 le-au luat, doar vorbesc de sumele alocate pe anul ăsta. Da? Au luat 267 de milioane. De asemenea, din fondul alocat CNADR-ului pe reabilitări de drumuri, s-au luat 194.307.000 lei din suma de 243 de milioane. Deci aici, propriu-zis, au mai rămas am 40 de milioane de lei pe tot ce înseamnă drumul național. Și fac referire la capitolul ăsta pentru că în aceste drumuri erau cuprinse și drumurile reabilitare și reparație pe drumurile naționale 75 și 74. Apuse. Deci, ne-am luat gândul de la, cel puțin anul ăsta, de la o intervenție pe zona respectivă. De asemenea, am anunțat tot într-o conferință de presă anul trecut, dacă nu mă înșel, de, și chiar făceam referire și ne mândream cu faptul că au fost alocate, sau printr-un proiect de reabilitare a căii ferate pe tronsonul 4 pan-european, pentru creșterea vitezei la 160 km pe oră, două tronsoane importante, Cojlarul-Simeria și Cojlarul-Sighișoara, urmau să fie modernizate și să se acorde sume chiar importante pentru aceste tronsoane. Cred că ați văzut și dumneavoastră, au și început lucrările, se vede și la Vins, pe lângă care de fapt se va lărgi, vor apărea pe linie, în zona podurilor se vor mai construi câte un pod. Vă pot spune că pe Cojlarul Simeria s-a redus de la 310 milioane, a fost rectificată negativ, s-a luat suma de 113 milioane de lei. De asemenea, varianta de ocolie de Voroștie, care face parte tot din acest tronson de autostradă, care, sigur, leagă și județul nostru, s-a făcut o rectificare negativă, din 268 de milioane s-au luat 99 de milioane de lei. Mai grav, vă pot spune că lucrările pe acest tronson de autostradă au încetat săptămâna trecută. Am fost sunat de colegul meu de la Oroștie, deputatul Blaga, care mă întreba ce se întâmplă pe tronsonul nostru de autostradă Sebeș-Cunța, spunându-mi că la Oroștie lucrările s-au oprit. Deci iată cum acest guvern irresponsabil a reușit în 120 de zile să distrugă, dacă vreți, un parcurs economic a acestei țări. Nu neapărat să distrugă, aici zice în prima fază să stopeze, dar categoric asta are efecte și pe orizontală și pe verticală, ceea ce înseamnă creșterea economică, dacă ne referim strict la această problemă.